Medicii recomandă prudență la masa de Paște. După o perioadă îndelungată de post, oamenii sunt sfătuiți să fie cumpătați în perioada sărbătorilor pascale în ceea ce privește alimentația și nu numai. Le recomand să fie cumpătați, cei care au ținut post îndelungat să reia alimentația treptat, nu dintr-o dată, cu atenție la grăsimi, la carnea de miel, care este o carne grea și care, cei mai ales cei cu probleme cu patologie biliară, care se știu să fie atenți, cumpătați, mare grijă la alcool, e o perioadă de sărbătoare în care toată lumea dorește să sărbătorească în familie și atunci există tendința la excese. Potrivit medicilor, trecerea de la alimentația de post la cea obișnuită trebuie să se facă treptat. De asemenea, bolnavii care suferă de diabet sunt sfătuiți să nu întrerupă tratamentul în perioada Paștelui, în timp ce cardiacii ar trebui să ocolească mâncărurile bogate în grăsimi sau sărate. O altă recomandare a medicilor este aceea că alimentația să fie diversificată și să cuprindă în principal cereale, legume, fructe și produse lactate. Se recomandă totodată evitarea consumului de alcool în cantități mari, cât și a exceselor alimentare.